Bună ziua, mă numesc Pellegrini Lillo și vă prezint o resursă la disciplina matematică clasa 7-a. Azi vom vorbi de sisteme de două ecuații lineare cu două necunoscute. Să ne apucăm de treabă! Bănuiesc că ați văzut foarte des pe internet astfel de exerciții, unde întrebarea este: întrebarea este destul de simplă. Un alt lucru care tot așa știți din clasa 5-a este metoda comparației. Ați făcut în clasa 5-a astfel de exerciții: dacă 4 cărți și 5 creioane costă 60 de lei și 3 cărți și 3 creioane costă 54 de lei, cât costă un creion și cât costă o carte? Dacă vă amintiți, așa ați învățat în clasa 5-a, scădem cele două relații, adică comparăm câte creioane s-au cumpărat în plus și de aici putem să aflăm prețul unui creion, că este 3 lei, și foarte ușor putem afla și prețul unui cărți. Ceea ce vreau să vă zic, că deja am rezolvat două sisteme de ecuații cu această ocazie. Să vedem acum un sistem de ecuații în care chiar apare x, y. Dacă vă uitați la acest sistem, cere Paul să-l ajutăm, adică să pasăm aceste numere pe celulele libere și respectiv să punem piesele în ordinea corespunzătoare, adică în ordinea în care vom efectua pentru a rezolva acest sistem. Și după cum vedeți, prima dată adunăm cele două ecuații, pentru că astfel obținem doar o ecuație cu necunoscuta x, 8x egal minus 24, rezolvăm această ecuație și l-am aflat că x egal minus 3, și pe urmă înlocuim valoarea lui x în a doua ecuație de data asta, sunt numere mai mici, și putem să-l calculăm pe y. Y ne dă 0,5. Felicitări! Să vedem un alt exemplu. Sarcina voastră este tot aceeași, să punem aceste piese cu numere la locul lor și tot așa să ordonăm propozițiile alăturate. Observați că de data aceasta sistemul este puțin mai dificil, pentru că la niciuna din ecuații nu avem același coeficient nici în fața lui x, nici în fața lui y. Dar prin înmulțirea primei ecuații cu 2, deja putem să ajungem la situația dorită, adică avem 6x respectiv minus 6x în a doua ecuație, adunăm cele două ecuații, obținem o ecuație cu necunoscuta y, 7y egal 105, rezolvăm această ecuație, am aflat că y egal 15, înlocuim y în prima ecuație și rezolvăm ecuația obținută cu necunoscuta x și ne dă că x egal 10.
Și acum să vedem și metoda substituției. Sarcina de lucru este tot aceeași. Încercați să puneți aceste elemente pe locurile libere și la fel să punem în ordinea corespunzătoare. Avem acest sistem și atunci primul pas a fost că aducem ecuațiile la o formă mai simplă, adică termenii cu x, y într-o parte, termenul liber pe partea cealaltă. Aici cel mai ușor e din a doua ecuație să-l exprim pe y și y o să-mi dea 2 plus x. După ce l-am obținut pe y, vom înlocui expresia în prima ecuație, deci în cealaltă ecuație, și în acest moment obținem o ecuație doar cu necunoscuta x, pe care o să o rezolvăm, ne dă 3x egal 12, de unde putem să-l aflăm pe x că este 4 și y deja e foarte ușor că vom înlocui în această expresie și obținem că y egal 6. Felicitări, ați lucrat foarte bine! Și să vedem acum un exemplu, se spune că este o problemă din antică, foarte veche, matematică babiloniană, și problema sună în felul următor. Un om din Babilon spunea: am două terenuri agricole. Pe primul teren am avut o producție de grâu de 2 pe 3 kg pe metru pătrat. Pe al doilea teren am avut 1 pe 2 kg de grâu pe metru pătrat. Cele două terenuri împreună au 1800 metri pătrați. De pe primul teren am recoltat cu 500 de kg mai mult decât de pe al doilea. Ne puteți spune ce arii au terenurile acestui om? Eu v-am ajutat puțin, am făcut un tabel și aici aveți 6 elemente lipsă, 6 celule din tabel, care trebuie să le punem la locurile lor. Și dacă reușim să le punem la locurile lor și rezolvăm sistemul, atunci știm și ariile terenurilor. Sunt puse elementele la locul lor și după cum observați, de pe primul teren grâul era 2 pe 3 kg pe metru pătrat. Am scris cu verde inclusiv partea din text. Pe al doilea teren era jumătate de kilogram pe metru pătrat. Recolta, diferența de recoltă este 500 de kilograme. Am făcut diferența dintre aceste două numere și ne-a dat 500 de kilograme. Mi s-a zis în text că terenurile au împreună 1800 metri pătrați. Am obținut și a doua ecuație. Deci aici avem sistemul de ecuații, care dacă rezolvăm, obținem soluția. Și o curiozitate din matematica babiloniană, o tăbliță de lut antică, deci asta de aici, este primul exemplu de matematică aplicată în istoria omenirii. Cu foarte mult timp în urmă, cu 3700 de ani, cu mult înainte de Pitagora, un proprietar bogat de terenuri a decis să vândă o parte din terenul său și a realizat acest desen. Pământul astăzi se află în zona centrală a Irakului. Această tăbliță se numește tăblița cu nume de cod SI427 și se află momentan într-un muzeu din Istanbul.
Așa puteți să vedeți mai bine imaginea. Eu vă mulțumesc pentru implicare și să ne vedem la o altă resursă. La revedere!